Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorel și astăzi, continuăm cu taxi, live. Bine, nu pot să zic că avem o serie, dar am ținut să fac neapărat acest episod pentru că am reușit să fac volanul să meargă. Aproape în totalitate, mai puțin schimbătorul. Bun. Știți că aveam probleme cu pedalele, efectiv în loc de accelerație, de fapt accelerația nu mergea și trebuia să apăs pe ambreiaj. Ei bine, am primit o informație de la domnul Jack, căruia îi mulțumesc dacă mă urmărește, și am rezolvat problema. Cum? Păi am un buton pe volan unde pot să schimb modul volanului. Sincer să fiu, am văzut că în alte jocuri nu are niciun efect, dar în jocul ăsta a avut. Și aparent am reușit să fac să meargă toate cele trei pedale, ca să spun așa. Deci eu cred că ăsta e un lucru bun și țin neapărat să spun acest lucru ca să știți și voi despre ce este vorba. Așadar, mai rămâne să avem totuși un update în legătură cu force feedback-ul, pentru că nu-l avem, trebuie să recunoaștem asta, chiar dacă am rezolvat problema cu pedalele. Și bineînțeles, să vedem cum facem cu schimbătorul, să putem schimba vitezele din schimbător, ceea ce momentan nu e posibil. Și dacă tot am intrat să vă ofer informația asta, hai să mergem și la treabă, să vedem un pic care e treaba, ce clienți reușim să strângem și noi. Ideea e că am văzut o chestie pe care aș vrea să o împărtășesc cu voi și anume, cineva mi-a mutat câinele. Știți că eu aveam câinele undeva aici în spate la GPS? Ei, acum, ia uitați-l unde e, nu știu cum s-a teleportat acolo, dar aparent a ajuns în acea zonă, adică în extrema cealaltă. Sau, bine, nu e acolo unde era, asta e clar. Bun, hai să pornim așadar mașinuța noastră. Ok, să aprindem și niște lumini. Sau nu? A? Măcar poziția să lăsăm. Hai să lăsăm poziția. Scoatem și apăsăm frâna. Scoatem așadar frâna și hai să dăm pe drive, am zis. A, aparent e invers ce am pus eu. Ok. Și bineînțeles, hai să vedem de unde luăm pe cineva la ocazie, ca să spun așa. Aici am găsit. Avem pe cineva aici? Nu, ăsta nu vrea. Mai văd aici pe cineva. Dar trebuie să ocolez foarte mult. Cred că aș putea să-l iau pe ăsta. 268. Ăsta e 371, 496, 614. Să mergem să luăm pe ăsta. Dar avem cum să ajungem acolo? Ia hai să încercăm. Ia hai să încercăm. Poate, poate. De ce nu? Bun. Hai să vedem dacă ne descurcăm astăzi. Sperăm să nu ne mai bușească ăștia din spate. Din păcate, e un bug și am văzut că nu mă plâng doar eu. În legătură cu cu traficul. După cum bine ați văzut și în live-ul de prezentare, ei bine, ce credeți voi? Ce credeți voi că se întâmplă? În continuu, în momentul când ne oprim la semafor, cineva intră peste noi și ne dă daună. Așa că o să fim vigilenți în caz de are cineva vreun gând. Uite ăla în spate, eu deja mă uit în oglindă. Stăm oarecum cu frâna, cu piciorul pe frână, să nu-l boțim și pe ăla din față, știi? Asta e ideea. Avem verde. Ia uite cum s-au pupat ăștia doi. Uite cum s-au pupat ăștia doi. Să avem grijă totuși. Avem o mașină în dreapta. O să mă duc și eu în dreapta, dar
Ok. L-am păcălit cumva. Ce am făcut? Am scos-o din viteză, corect. Corect. Hai, bă, tată. Hai, că eu pe aici trebuie să merg. Să vedem dacă reușim să... Așa, să mă duc în stânga aici. Să luăm pe ăla din parcare sau ce-o fie. Nu știu dacă avem acces acolo, dar vedem imediat. N-am fost niciodată pe aici. E prima dată. Păcat să nu rezolve problema, este un joc superb. Ok, trebuie să ne urcăm pe trotuar, aparent. Asta iarăși mă deranjează, că avem aceste, să spunem așa, dreptunghiuri, niște pointuri vizuale pe care, sincer să fiu, nu le îndrăgesc de nou, deloc am vrut să scriu, să spun. Da, cred că sunt un pic și obosit. Bun, hai să mergem. N-are rost să mă uit să văd. Remove this awful bug from the window. Oh, așa zici. Zice că e ceva pe window, dar nu știu ce a văzut el pe window. Îi șterg un pic ca să nu zică că nu vreau, știi? Deși dacă mă întreb pe mine, eu n-am văzut nimic să fie pe fereastră, dar în fine. Nu mă pură cu clientul, clientul știți cum e, stăpânul nostru. Clientul, stăpânul nostru. Ia uite ce viteză are ăla. Ușor, ușor că e nemulțumit ăsta după aia și ne atrage atenția, ne mai scade și din buget. 4 km până la destinație. Aparent nici nu m-am uitat dacă radio e deschis. Nu prea folosesc muzica, mi-e frică să nu iau copyright. Sperăm să nu intre nimeni în noi. Eu încerc să respect regulile de circulație întru totul. Dar vă dați seama că nu depinde întotdeauna de mine. Mai ales că traficul ăsta e cum e. Hai să ne dăm și noi pe banda asta că acuș trebuie să facem o întoarcere. Nu înțeleg de ce ne-a dus pe aici și n-am putut să întoarcem aici să facem o românească, dar... Aia e, stăm cu minței. Hai. Hai că avem verde. Hai că poate vine unul din spate și ne face o bucurie. Că eu sunt... Pot pe aici? Nu pot. Trebuie să mergem mai în față. Ușor, tata, ușor. Uite-te și tu. Hai, bă, nene. Mișcă un pic. Ce facem? Dormim aici? Ma. Vezi, poate te baci. Vezi, poate te baci. Spate, poc. Ce v-am spus? Bă, ce v-am spus, mă? Ce v-am spus? N-ai cum. Uite-te și tu. L-am buțit și pe ăla din față. Ăsta mi-a și funat un pic bara. Foarte puțin, dar mi-a și funat un pic. Ce v-am spus eu? Nu trebuie să rezolve numai decât chestia asta. E frustrant, efectiv. Să te trezești că stai la semafor și ți intră un prost în spate. Nu înțeleg cum reușesc să facă chestia asta. Adică, cum, doamne iartă-mă, nu reușesc să se oprească. Uite, ăla a trecut pe roșu. Ca de obicei. Noi să facem stânga aici. Prea sunt încadrat eu cum trebuie. Ok, acum putem să plecăm și noi. Ei, ce ai făcut? Ce ai făcut? Am făcut eu ceva. Camerele astea mă cam încurc. Le-am pus pe niște butoane pe volan, dar nu sunt foarte mulțumit.
Da. O să facem rabat de la chestia asta cu tamponatul din spate. N-avem ce să facem până la update, până la remediere. Cu siguranță vor încerca să remedieze problema asta. Pentru că da, e una care efectiv îți strică tot cheful de a mai de a mai juca. E bun că stai liniștit așa, nu zice nimic. Eu doamnă și cred că eu am și domnul în spatele meu, dar nu-l văd eu. Și apare că e verde. Aici nu mai e verde. Mamă, cum a trecut ăla, ați văzut? Ok. Așa cum spuneam și pe live, jocul arată destul de bine, chiar foarte bine. Are un gameplay interesant, dar incompatibilitatea cu foarte sau cu o gamă variată de volane, pedale și așa mai departe și mai ales schimbător de viteză îl face să nu fie tocmai agreat de foarte multă lume. Dar sperăm să se rezolve toată treaba asta. Ideea e că tamponările astea de care vă spuneam și ați văzut și voi ne scad din toată treaba asta cu bănuții sau cel puțin cu XP-ul, pentru că ăștia tamponându-ne efectiv nu fac altceva decât să ne încurce și automat clienții nu or să fie foarte fericiți și nu vom primi, bineînțeles, nici un punctaj destul de bun. E cam băgat aiurea așa, nu știu cum să-ți explic, boss. Nici nu te-ai uitat să mă bată tata, dacă te mint. Să mă bată... și încă o chestie aș mai fi vrut. Am observat pe live... Hai că trecem. Am observat pe live că sunetul jocului nu se aude foarte tare. Și e dat la maxim, credeți-mă pe cuvânt. Hop! Ai luat-o înainte. A luat-o înainte, mă? Nu. Dar nici mult nu mai avea. Nici mult nu mai avea. Asta face dreapta. Corect. Hop! Caz rezolvat. Caz rezolvat. Sperăm să-i luăm banii ăsta. Orașul destul de mare. Vă reamintesc, suntem în Barcelona. Dar... încă mai e de explorat. Aparent trebuie să ai level up. Cu siguranță o să avem posibilitatea să vedem exact ce e cu tot orașul ăsta. Să ce și noi în dreapta aici. Clienții, dacă sunt mulțumiți, totul e ok. Ia uite-l. Poc!
Băi, băiatule, băi, băi, băiatule, băi. Incredibil, kamikaze. Bă, știți care e faza? Că au un efect super mișto, adică am impresia că se întâmplă pe bune, adică e foarte reală, știi? Toată treaba asta. Mai ales cum sar, adică nu e o chestie de aia așa ca... Ia uite! Ce a fost asta, boss? Boss, voi sunteți nebun la cap, bă, frate! Deci voi sunteți... Nu sunteți normal la cap! Deci, fraților, pe bune, abia aștept să rezolve problema asta cu bugul ăsta. Deci, teroare. Teroare. Păi dai seama, cum să ajungi, bă, cu clientul întreg, bă, frate? Da, e enervant și până nu se rezolvă chestia asta, nu cred că o să mai intrăm în jocul ăsta. Dacă am reușit cât de cât măcar volanul și pedalele să le facem să meargă. Asta cu bugul mă enervează teribil, cu acest bug, cu traficul, și nu mă las până... Adică nu mă las, în sensul că nu o să mai joc până nu rezolvă problema asta. Devine frustrant, asta vreau să spun. Cam am încadrat cam aiurea, să zic așa. Cam aiurea m-am încadrat, să vedem dacă mă lasă, dacă nu ia să fac eu o românească, să iau fața lui ăsta cumva. Ok. Am reușit. Poate-mi face la un bușai. Hai mă, ce faci? Te-ai oprit pe trecere, ești nebun. Dracu, eu s-a oprit pe trecere la... Of, doamne, doamne, avem verde. GPS-ul iarăși nu merge foarte, foarte wow. Aparent uneori cam pierdem semnalul. Putem să convenim împreună că se întâmplă asta și în realitate și atunci nu ar trebui să fie o problemă. Aici e un pic de accident, dacă nu mă înșel. Așa pare. Hai, lasă-mă să trec și eu, nu fi nebun. A plecat și el acum. Fiți armoaca de râs. Ok. Avem mult, vreo 700-800 de metri. Op, a trecut un pic cam tare peste bumpul ăla. Până în prezent nu am luat nici o amendă pentru viteză, deși merg destul de tare, trebuie să recunosc. E cam tăcut clientul nostru. Da. Da. Am luat două... 2 șuturi. Ne-a dat un pic pe la spate. Ce să faci, boss? Ce să faci? Asta e viața. Se mai împlântă. Hai bă, du-te în puii mei, treci într-o parte, treci înapoi. Ce e asta? Ce se cheamă asta? Că deja mă disperați cu faza asta. Ia uite-mă la ei. Uite-te și tu la ei. Sper să nu-l pierd pe ăsta de gli... Ah, am ajuns. E bine. E bine. Suntem în spate. Hop.
Și i-am luat banii. I-am luat banii, două stele ne-a dat. Ah, ce să fac, boss? Nu ne-a dat nimic șpaga. N-avem nimic tips de la el. Da. E bine, până la urmă. E bine. Păcat că nu... Deci am pus ștergătorul, semnalizarea. Păcat că nu ne oferă totuși posibilitatea să nu ajungem așa șifonați la destinație și să reușim și noi să mai încasăm și ceva tips. În mare parte cam atât a fost pentru astăzi. O să revenim în momentul când avem un update în legătură cu traficul, pentru că, da, nu vreau să mă mai chinui să fac curse și să ne mulțumesc clienții. Data viitoare o să, bineînțeles, o să plecăm de la garaj imediat după ce închid aici. Mă duc să repar mașina, pentru că, da, e nasol să o avem pregătită. Ne întâlnim așadar data viitoare, cel mai sigur o să continuăm pe această salvare și ne facem treaba să vedem și noi ce reușim să scoatem din această serie. Dacă, bineînțeles, vor veni și update-urile. Așadar, nu uitați de like, nu uitați de share și, bineînțeles, să vă abonați. La revedere! Numai bine!